Urcați amândoi băieții, domnul. Nu mai veniți înapoi, gata. Ioana, Rareș! Ioana! Haideți! Surci! Ia-ți-l, ține așa să facă un pic. Băieți, cine luăm? Hai, ia și tu. Da? Îi place. Vai, tare. La băieți trebuie să le placă. Nu? Mașinile, cristalele, ce-ți mai plac? Ce-ți mai plac ție? Motocicletele, bravo. Dar vouă, fetelor, ce vă plac? Păpușile. Mașinile de pomi. Uite, pistolul, mamă. La domnul Damian aici. Motoretele de pomi. Bravo, bravo. Mai dă-le și la azi. Ia, cine mai vrea? Tu. Ăsta e un pistol adevărat. Nu de la de-a vostru de jucărie. Da, nu, nu-mi pușcă. Nu. Joacă-te cu ea, lasă, bagă telefonul în buzunar, așa. Și întrebați dacă vă interesează ceva, da? Și vreți să apărăți. Bagă-te! 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 Tragi cu două cartușe. Da, asta tragi cu greșe. Nu tragi! Pui, trebuie cărcată de aici, așa. Ce e la fără pui? Nu spuneți cum zic, mai bine întrebați. Daria, te-am pus! Marcu! Asta e un mai greu de eu dau două! Ramis! Cât are? Cât are? Daria, te bate, nu te vezi! Ușor, Maria! Asta e grea! Marcu, e grea! Asta e capătul șapte! Asta e capătul șapte! Se trag în Daria! Haideți în Daria! Uite acolo, soldații copii! Ii sunt mascații! Ii sunt mascații! Ii sunt mascații! Ii sunt mascații! Thank you.
Da. La poliția rutieră, la mascați, la ce? La mascați, mai șmecher, ai arme. La criminalistă, ce mai șmecher? Nu contează. Ia-mă, ți-a plăcut? Vezi și nouă. Ți-a plăcut? Ce ți-a plăcut? Toate. Da. Lasă de parte. Da. Da. Mult. Mult prea grele? Sunt și grele. Și periculoase? Mai ales. Ce desene? Ce ai în piept? O mașină de poliție. Cine l-a făcut? Eu. De ce? Ca să putem intra la poliție. Ce ți-a plăcut aici? Pușile. Ai vrea să te faci polițist? Vezi că am dus-o-și pe Elena. Uite, doamna Elena. Foarte bine. Da. Da. Am fost foarte impresionați de prima mașină, de motocicletă. Armele. Da. 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 Pentru că încep cu motocicletele să mă trage cu armele. Da. Hai, plecăm. Ne spuneți nouă două vorbe. Aoleu, nu mă puneți, vă rog frumos! Nu mă puneți că... Da! Deci în verișoare sale! Da, am venit să participăm și noi la evenimentul care are loc astăzi. Și anume ziua porților deschise la poliția Vrancea, care este poliția ta și a noastră. Și copiii sunt foarte bucuroși să participe la activitățile desfășurate aici cu această ocazie. Cum i-a simțit? Foarte bucuroși, foarte interesați de toate mașinile și de toate acțiunile pe care le desfășoară polițiștii din Vrancea. Ce vă spun, vor să se facă polițiști? Da, foarte mulți dintre ei și mai ales băieții, dar și dintre fetițe. Unii dintre părinți chiar lucrează aici la instituția Poliția Vrancea și sunt foarte fericiți că și-au reîntâlnit părinții, rudele. Și astăzi este o activitate foarte frumoasă. Mondreanu Jenica, grădinița 18. Din grupa albinuțelor! Din grupa albinuțelor! V-a plăcut? Da! V-a plăcut cel mai? Ce ați organizat astăzi la sediul inspectorat? Astăzi, ca și în ultimii ani, sărbătorim alături de cei mici 192 de ani de acreditare a Poliției Române. După cum bine vedeți, avem copii invitați din tot județul Vrancea. Acestora li se prezintă armament, dotare, materiale din Poliția Română, din cadrul Poliției Române.
Sunt întocmite, făcute ateliere din cadrul mascaților, atelier de criminaliști, atelier de poliție rutieră și poliție de ordine publică. De unde sunt copiii? Copiii, ca în fiecare an, sunt prezenți din tot județul Vrancea. În principal sunt elevi și copii de grădiniță. Cam 500 de elevi au fost invitați astăzi pentru a participa la această activitate. Ce impresie? V-a făcut ceva? V-au spus? Ne bucurăm de fiecare dată că suntem vizitați de acești copii. O parte dintre ei ne bucurăm și de faptul că își doresc să ajungă polițiști. Și de fiecare dată îi vom primi cu brațele și inimile deschise. Doamna Ionela!